Un element de noutate a fost includerea în programa seminarilor de formare în domeniul managementului de proiect și accesării fondurilor europene. Vom finanța și vom sprijini și partea de formare, pregătirea a românilor care trăiesc în afara României pentru a se putea angaja mai facil, mai ușor în țările în care ei trăiesc. Adică tineri absolvenți al unor forme de învățământ, licee, facultăți, șomeri și nu numai. Pe de o parte, pot fi pregătiți și, cum spuneam, angajați mai ușor acolo unde ei locuiesc, sau chiar dacă vin în țară, să spunem, vin cu pregătire pe care deja au și le va fi mult mai facil să-și caute efectiv, să găsească un loc de muncă și mai mult să dezvolte chiar o afacere în România sau să-și o continue în România pe cea începută deja în acest an. În toamna acestui an se va lansa o astfel de idee. Noi acum vrem să o definitivăm și desigur și în discuție cu cei de la Comisia Europeană. Nu este o practică existentă, este ceva nou, fie câteva zeci de milioane de euro. Lansăm în această toamnă, la fel, primele cereri de proiecte pe următorul cadru financiar. Deci vom fi printre primele state europene care vor lansa pe următorul cadru financiar 2014-2020 cele de proiecte. Ne interesează foarte tare să reușim să aducem în țară expertiza deja dobândită în afara granițelor țării, să producă efecte în economia românească. Noi aici am gândit un mix de măsuri. Venim cu o parte de grant, deci parte de fonduri nerambursabile din fonduri europene și, evident, contribuție națională, dar și cu o parte de instrumente financiare, cum ar fi creditele și fonduri de garantare. Vom încerca să garantăm noi cu fonduri europene și fonduri naționale către bănci pentru a asigura finanțarea pentru aceste noi afaceri. Deci este suficient ca persoana care dorește să deschidă o astfel de întreprindere în România să își definească foarte clar proiectul, să știe ce dorește să facă, să aibă un plan de afaceri bine alcătuit. De asemenea, noi putem susține și aceste planuri de afaceri, scrierea acestor planuri de afaceri și să vină să depună proiectul. Primul pas este să consulte site-ul Ministerului Fondurilor Europene, fonduri-ue.ro. Acolo sunt publicate toate documentele de programare, de la acordul de parteneriat până la programele operaționale, ghidurile, instrucțiunile, toate regulamentele europene și legislația națională. În cazul în care nu le este suficient și au în continuare nelămuriri, se pot adresa Ministerului Fondurilor Europene.